Am scos zahărul din ceai, din cafea, din ce fac seara, orez, lapte, ce fac, miere. Chiar multă. Serios. Dimineața primul lucru care îl fac când mă scol, iau o lingură de miere de albine și un pahar de apă rece. Dar curent. Deci la mine este intrat în reflex. Mă duc la bucătărie și să încep cu mierea de albine. Are multe vitamine, multe adunate de la flori, de la asta. Pentru că e sănătoasă. E sănătoasă pentru organism. Observăm că din ce în ce mai mulți vasluieni apreciază produsele apicole, în special mierea, și consumul de miere din județ este din ce în ce mai mare. Și asta este o notă, zic eu, benefică pentru starea de sănătate a populației județului. La capitolul export, însă, apicultorii nu au prea multe motive de mulțumire. Am avut probabil cel mai greu din ultimii, poate 20. Unii spun că chiar mai mulți ani, chiar de mai mulți ani a fost un an atât de greu. Dar cantități de miere din județ au plecat spre export, spre consumatorii din județ și din întreaga țară, evident, mai mici, mult mai mici decât în anii anteriori sau chiar decât anul precedent. Suntem la un procentaj foarte mic, comparativ cu media multianuală, 20%. Apicultorii speră ca anul apicol, care a început de curând, să fie mult mai productiv decât cel anterior. Cu puțin ajutor din partea naturii, aceștia sunt convinși că vor putea să recompenseze pierderile pe care le-au suferit în vara acestui an.